prim pas pentru o afacere de succes? Mută online operațiunile zilnice ale afacerii tale cu Alpha Professional, indiferent de volumul de activitate desfășurat. Avem 3 noi pachete de cont curent destinate PFA, profesiilor liberale, întreprinderilor individuale și familiale. Vino la Alpha Bank și alege unul dintre pachetele Alpha Professional. Sau intră pe alphabank.ro și aplică online. Alpha Bank. Evoluăm împreună. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Început ca o zi neînsemnată de muncă pentru neînsemnat. Știa că are cele mai multe interviuri și că documentele care pleacă de la el sunt perfecte. Singura necunoscută a zilei era noul coleg recruter care părea foarte relaxat. Salut, șef! Nici măcar nu era curios cum se descurcă. Felicitări! Când începi ce job recrutat? De luni, actele au fost semnate electronic. Da? Bun, bun, bun. Dar cum ai reușit? Cert sign. Când alții pierd timp, noi îl câștigăm. Cu semnătura electronică de la Cert sign, documentele de HR sunt digitalizate. Câștigi timp, mobilitate și eficiență pe termen nelimitat. Salut! Sunt Andrei, cofondator Sanopass. Iată de ce Sanopass este soluția ideală pentru beneficiile medicale ale angajaților tăi. O singură aplicație mobilă pentru toate serviciile medicale. Sanopass înseamnă tehnologie, iar tehnologia înseamnă optimizare. În plus, tehnologia înseamnă economie. Sanopass reprezintă modelul unic în România prin care plătești exact cât consumă angajații tăi. Solicită un demo și convinge-te! Thank you.
Simți că faci ceva greșit, dar nu știi ce? Hai și tu în rețeaua Smart Bill alături de peste 50.000 de antreprenori. Clienții Smart Bill sunt conectați și își transferă automat documente, cum ar fi facturi sau NIR-uri. Adio muncă manuală, adio greșeli și timp pierdut. Smart Bill, parte din echipa ta. Îți facem cunoștință cu o blondă seducătoare. Ai văzut ce forme are tipa? Arată bine și de la spate. Se îmbracă doar în roșu și are limbaj licențios. Îți face cu ochiul și îți dezvăluie secretul ei. E bun rău la gust. Tenere, gluma-i glumă, bere-i bere. Seara, stimați. Bucur să ne revedem. Suntem la al doilea episod al serialului, putem spune, numit în anticamera executării silite măsurile asigurătorii. Ne reîntâlnim după fix două luni de la primul episod. Și suntem în aceeași companie, mă bucur să vă revăd. Domnul executor judecătoresc Bogdan Mitrache, bună seara! Bună seara și eu mă bucur să ne revedem și mulțumesc pentru invitație. Domnul avocat Cătălin Cotorogea, bună seara! Bună seara, mă bucur să fiu din nou în compania dumneavoastră, vă mulțumesc pentru invitație. Domnul judecător Aurelian Marian Goci-Luca, bună seara! Bună seara, mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră. Și domnul avocat Cosmin Șovar. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Încercăm să reluăm așa discuția de la punctul pe care l-am lăsat la întâlnirea noastră de acum două luni. Sigur, sunt multe chestiuni pe care nu le-am abordat atunci. Probabil că vor mai rămâne și după întâlnirea din seara aceasta. Dacă ar fi să mă orientez după discuțiile care au avut loc înainte de live, aș înainta cu discuția spre problemele specifice popririi asigurătorii, pentru că, din câte îmi aduc aminte, pe 15 septembrie am discutat aproape exclusiv despre sechestrul asigurător. Și aș începe cu o chestiune așa, care poate să pună în discuție anumite cunoștințe generale de drept civil, chiar gândeam înainte de live, de a încerca să facem o distinție între măsurile asigurătorii pornind de la obiectul acestora. Și sigur, avem articolul 970, care ne spune de principiu ce poate să facă obiectul popririi asigurătorii. Dacă mergem la articolul 781, care reglementează obiectul popririi, constatăm însă anumite diferențe. Și aș începe de la domnul executor judecătoresc Bogdan Mitrache. Articolul 900,
o primă problemă a reglementării popririi asigurătorii ca atare este dată de faptul că ea venind mai la vale după sechestrul asigurător, ba chiar și după sechestrul acela pe nave, beneficiază de o concizie de reglementare. După cum știm cu toții și mai ales cei care v-ați și ne-am lovit de atât de chestiunea înființării măsurii, dar și de aceea, și de problema punerii în aplicare, sigur că executorul este interesat în principiu de faza punerii în aplicare a măsurii asigurătorii. Propria asigurătorii are o reglementare, hai să zicem, cumva referențială. Trimiterile sunt vreo 2-3 doar, dar suficient de acoperitoare la reglementarea în materie de sechestru asigurător. Asta face ca uneori traseul pentru aplicarea măsurii înainte chiar de înființare să fie unul mai sinuos, pentru că pe de o parte 971 din Codul de Procedură Civilă spune: soluționarea cererii, executarea măsurii, desființarea și ridicarea popririi asigurătorii se vor efectua potrivit dispoziției articolului 954-959, deci cele de la sechestru asigurător, care se aplică în mod corespunzător. Și în acest care se aplică în mod corespunzător intră o groază de lucruri. Totodată, când mergem mai departe la sechestrul asigurător, vedem că în privința punerii în aplicare avem a doua trimitere și care spune: în cazul punerii în aplicare a măsurii sechestrului asigurător se aplică iar în mod corespunzător dispoziții în materie de executare silită. Pe această cale foarte, n-aș spune foarte, un pic întortocheată, noi putem justifica de ce punerea în aplicare a măsurii popririi asigurătorie urmează reguli în materie de poprire execuțională. Pentru că, alminteri, noi nu avem pentru punerea în aplicare a popririi asigurătorie, de exemplu la 971, normă directă de trimitere la poprirea execuțională. Cât privește obiectul, de adevăr, ce observăm? La 970, poprirea asigurătorie se poate înființa asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care acesta îi va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente. Deci asta poate face obiectul popririi asigurătorii la articolul 980. M-a observat și domnul profesor Țiț. La 781 Cod de Procedură Civilă avem obiectul popririi, hai să zicem, execuționale. Aici avem sume de bani, titluri de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului ori deținute în numele său de o a treia persoană sau pe care acesta din numele le va datora în viitor în temeiul unor raporturi existente. Cu mențiunea că dispozițiile în materie de obiect al popririi, deci dacă până aici avem o suprapunere, aș zice aproape perfect, între 788 alineatul 1, textul materia poprii execuționale, cu textul pe care abia l-am citit la materia poprii asigurătorii, în materie de poprii execuțională, după 781 alineatul 1, vin tot felul de norme care reglementează varietăți de poprii execuționale în funcție de obiectul lor. Ca să dau primul exemplu care îmi vine la îndemână și care, de fapt, hai să zic, un prim text pe care nu-l găsim la poprirea asigurătorie, dar îl găsim ca specie de poprire execuțională, spune articolul 781 că în condițiile lui 733 este un text în materie de sechestru execuțional, pot fi poprite și bunuri mobile corporale debitorului, deținute de un terț în numele său. Și deja întrebarea țâșnește. Bine, ele pot fi poprite executoriu, cam text la 781 alineatul 1, teza a doua. Dacă se pune problema măsurii asigurătorii, eu ce să fac? O să merg pe sechestru asigurător sau să merg pe poprire asigurătorie? Pentru că la poprire asigurătorie obiectul este unul mai zgârcit definit. El coincide, repet, cu ceea ce avem la 781 alineatul 1, teza 1. Sigur că se intră tot la obiectul poprire execuționale și la unele, n-aș spune varietăți de poprire execuțională, dar la unele nuanțe, la unele explicitări. Se va putea popri și creanța cu termen ori sub condiție. În acest caz, poprirea nu va putea fi executată decât după ajungerea la termen ori de la data îndeplinirii condiției. Simetria și chiar funcționalitatea popririi asigurătorii
ar impune sau ar recomanda concluzia ca obiectul măsurii de tip asigurătoriu, deci al proprii asigurătorie, să cumva să corespundă cu propria execuțională. Fac referire aici, și cu asta închei prima intervenție, că este deja prea lungă, la mecanismul transformării măsurii asigurătorii în măsuri execuționale. Pentru că noi avem text și chiar în materie de proprie executorii, care marchează foarte clar ideea că cât timp nu am un titlu executoriu, eu îmi iau, de exemplu, proprie asigurătorie. Dar dacă am obținut titlu executoriu, eu vreau măsura asigurătorie, deja obținută, înființată de instanță, să o transform în măsură executorie. Și ar fi de bun simț ca ceea ce a fost o proprie asigurătorie să se ducă într-o proprie execuțională. Sau ceea ce a fost un sechestru asigurător să se convertească probabil mai degrabă într-un sechestru execuțional decât într-o poprire de tip execuțional. Ori dacă mă refer la acel caz mai atipic al bunurilor mobile deținute de un terț care din punct de vedere al activității de executare se intră la poprirea execuțională, ce văd eu este că acest tip de situație nu corespunde definiției popririi asigurătorii. Deci acolo probabil că aș avea un caz mai atipic în care debutez în forță cu un sechestru asigurător mobiliar și îl transform după aceea probabil într-o poprire execuțională. De ce e importantă discuția asta? Pentru că orice nesiguranță pe tipul de măsură asigurătorie se poate răzbuna într-o nesiguranță pe tipul de măsură execuțională generată de transformarea măsurii asigurătorii într-o măsură execuțională și de aici, sigur, un motiv interesant, atractiv de contestație la executare, dacă vorbim de situația și deja de stadiul în care măsura asigurătorie a devenit o măsură execuțională. Deci, în orice caz, în privința popririi, nu s-ar putea spune că avem o imagine în oglindă perfect simetrică, în sensul în care măsura asigurătorie prin obiectul ei, apropo de întrebarea pe care a spus-o legată de obiect, anticipează perfect, etan și fără fisuri, obiectul măsurii execuționale. Dar nu știu dacă e neapărat am acoperit exact ceea ce ar fi reprezentat răspunsul la această întrebare. Și cred că dezvoltări sunt posibile pe această temă. Da, cumva spre zona asta mă duceam și eu cu întrebarea, pentru că acea teză finală a articolului 781 aliniatul 1 dă în continuare bătăi de cap în interpretare, ea fiind oarecum atipică, adică pare a fi o inovație a noului cod de procedură civilă, oprirea asupra bunurilor mobile corporale. Și aș zice că e un domeniu de suprapunere sau chestiunea poate să creeze un interes nu numai în ceea ce privește suprapunerea cu obiectul sechestrului asigurător. Și discutam puțin înainte și o să rog pe domnul avocat Cătălin Cotorugea să preia ideea, uneori chiar și cu obiectul sechestrului judiciar. Între situațiile enumerate de articolul 970 și obiectul sechestrului judiciar de la articolul 972. Vă rog, domnul avocat. Da, și această suprapunere devine cumva și mai pregnantă din perspectiva modificării instituției sechestrului judiciar în noul cod de procedură civilă. Cu alte cuvinte, textul incipient al instituției din vechiul cod de procedură civilă era extrem de clar și corespunde în mare parte reglementării din actualmente 973. Se poate înființa sechestru judiciar ori de câte ori există un proces asupra proprietății sau a altui drept real, asupra posesiei unui bun mobil sau imobil, ori asupra folosinței sau administrării unui bun proprietate comună. Oricât de larg ar fi fost interpretat el și a fost interpretat larg de literatura de specialitate, spre exemplu în ceea ce privește noțiunea de posesie, spunându-se că aici nu vorbim de fapt de un animus, ci vorbim de corpus, deci detenția materială este clar subsumată noțiunii de posesie în această materie. Oricât de larg, repet, ar fi fost interpretat, rămânea limitarea dată de obiectul procesului și literatura de specialitate de dinainte spunea foarte clar că trebuie să ai un obiect al procesului ca să ai sechestru judiciar, iar formularea din 700 din 973 alineatul 1 sugerează un bun corporal, că este imobil, că este mobil, fără discuție, vorbim despre drept real, principal posesie,
bun, mobil sau imobil, ori asupra folosinței sau administrării. Deci tot felul de atribute, tot felul de prerogative care țin de exercitarea prerogativelor dreptului de proprietate sau posesia asupra unui bun corporal. E bine, perspectiva se schimbă puțin, poate chiar puțin mai mult, pentru că 972 din noul Cod de Procedură Civilă vine și spune așa: constă în indisponibilizarea bunurilor ce formează obiectul litigiului sau, în condițiile legii, altor bunuri, prin încredințarea pazei acestora unor administratori sechestru. Ceea ce ne conduce la o cu totul altă perspectivă asupra sferei acestor bunuri susceptibile de a face obiectul sechestrului judiciar, uitându-ne mai ales la alineatul 2 al articolului 972, care este forma sechestrului judiciar exceptată procesului în curs. Și atunci este foarte clar că, coroborând aceste două prevederi, procesul subsecvent unui sechestru judiciar pe 972 alineatul 2 ar putea să aibă o cauză petendii, sigur, nu independentă de bun, dar nu neapărat subsumată cauzelor petendii enumerate în articolul 973 alineatul 1. Ceea ce deschide poarta către tot felul de discuții legate de caracterul corporal sau incorporal al bunurilor mobile care alcătuiesc garanția creditorului, mai ales dacă ne uităm, spre exemplu, la litera C a alineatului 2. De altfel, litera C a alineatului 2 a fost întotdeauna locul în care literatura de specialitate a sesizat o anumită suprapunere între sfera sechestrului judiciar și sfera sechestrului asigurător, fără a translata suprapunerea către sfera popririi asigurătorii, deși nu spune nicăieri că bunurile care constituie garanția, bunurile mobile care conțin garanția creditorului, trebuie să-i aparțină debitorul. Adică ele pot să fie și bunuri care la un anumit moment aparțin unei terțe persoane și ulterior sunt în garanția creditorului ca bunuri viitoare pentru debitorul respectiv, ca bunuri mobile viitoare. Din această perspectivă se nasc niște discuții destul de largi, nu numai cu privire la bunurile care pot face obiectul sechestrului judiciar, ci cu privire, spre exemplu, la o întrebare frontală: dacă sumele de bani din conturi pot face obiectul unui sechestru judiciar în aceste condiții, în care ele constituie garanția creditorului. Da? Și acesta, spre exemplu, are măsuri să se teamă de insolvabilitatea debitorului său, fără să se afle în situația în care ar putea constitui o poprire asigurătorie față de dispozițiile care se aplică prin oglindă de la sechestrul asigurător, anume aceea cu creanță, certă, lichidă și exigibilă, constatată prin înscris sau nu, sau chiar dacă nu este exigibilă, o creanță care să dea motive creditorului să acționeze. Deși, cu riscul de a face o paranteză în interiorul parantezei, dacă ne uităm la prevederile de la litera C raportat a alineatului 970, alineatului 2 la articolul 973, raportat la alineatul 3 al articolului 953, anume aceea în care sechestrul asigurător poate fi constituit când creanța nu este exigibilă, observăm că există totuși o oarecare suprapunere între situații. Cazurile care permit un sechestru judiciar anterior procesului, sigur, cu obligația de a formula ulterior acțiunea în termenul prevăzut de alineatul următor din articolul 973, nu sunt totalmente diferite de cazurile din alineatul 3 al articolului 953, care dau posibilitatea sechestrului asigurător atunci când creanța nu este exigibilă. Deci, față de această modificare în timp, cred că putem avea situații în care nu este totalmente de neconceput un sechestru judiciar asupra unor bunuri mobile incorporale. Discuția, desigur, este referitoare la sumele de bani. E de menționat
că înainte, chiar și înainte de modificare, lucrări de referință în materia executării silite admiteau sechestrul judiciar asupra bunurilor incorporale. Adică era de admis că, spre exemplu, părțile sociale sau titlurile participative în forma acțiunilor, în esența lor, bunuri mobile incorporale, pot face obiectul unui sechestru judiciar. Acolo unde există această suprapunere, există evident și argumente contrarii, în sensul că dacă vorbim de sumele de bani, să zicem, dintr-un cont bancar, atunci acestea privite ca bunuri în logica relațiilor de contractul de cont curent n-ar putea fi considerate ca fiind în sine bunuri ale debitorului, ci ca fiind o creanță a debitorului asupra terțului care este banca. Ori din această perspectivă, limitarea nu mai este din perspectiva caracterului corporal sau incorporal al bunului care poate face obiectul sechestrului prin raportare la prevederea expresă a textului care reglementează coprirea asigurătorie, care face referire expresă la bunuri mobile incorporale, ci este prin raportare la relația dintre creditor, debitor și terțul care datorează sumă de bani, fiind convenit că atunci când vorbim despre un terț care datorează ceva debitorului, măsura asigurătorie de utilizat este poprirea asigurătorii. Din această suprapunere nu putem conveni că, cel puțin eu nu pot conveni la acest moment, că argumentul este decisiv și că sechestrul judiciar asupra unor sume de bani în legătură cu care va fi pornit un litigiu nu este de conceput. Mai ales în situația unei proceduri de insolvență. Mai ales în situația în care a fost inițiată o procedură de insolvență, dar poate ne vom opri puțin mai încolo referitor la specificul acestei litere C prin comparație cu sechestrul asigurător posibilitatea de a fi utilizat de către un creditor în contextul insolvenței. Sper să fi creat măcar un cadru al diferențelor dintre obiectul celor două măsuri asigurătorii din perspectiva criteriului bun mobil corporal sau incorporat sau al posibilelor discuții. Da, mulțumesc. O să facem acum o scurtă pauză publicitară, dacă sunt pregătiți și colegii din regia de emisie, și reluăm după aceea discuția. Am revenit în direct. Reținem tema deschisă de domnul avocat Potorogea referitoare la